Emi, am zis să iau iară cartea de interviuri, că nu o aveam aici pe raft. Proverbe românești, uita mai cartea. Cărțulia aia de interviuri când a luat premiul Nobel, Gabriel García Márquez. Domnule Emi, proverbele românești îmi se par unele puțin cam cinice, știi, și de asta nu le citesc, pentru că, nu. Dar am luat cartea asta și nici asta nu-mi s-a făcut istorie. Am citit prima două pagini, citit, și cred că am înțeles mai mult decât dacă aș fi continuat. Ce vreau să zic? Acolo zice că când era el copil în Columbia, el s-a născut după ce a fost un boom economic, alimentar, adică americanii au început să exploateze zona bananieră din Columbia. A venit o companie, United Fruit, din America, Statele Unite, și deci zicea că era trenul, erau oamenii ăia îmbrăcați în haine, nu știu cum, nu, și destea de așa, latinoamerican sau cum or fi. Știa că mai era și câte un vagon albastru în care erau niște tipi, era copil și era cu bunică sau cu colonelul. Și erau niște tipi care erau diferiți, nu erau nici cum la, erau roșii, la caracul, zicea la culoare, când a fi cald. Da? Și bunicul zicea cu dispreț, nord-american. Acum nu asta ne preocupă pe noi aici, dar vreau să zic un lucru. Și zice că ăștia se îmbrăcau cum se îmbrăcau exploratorii, cu haine din alea, khaki și pălării din alea, cu jambiere, nu știu ce, bun. Și apoi ce vreau să spun? Zice că, bine, oamenii de acolo, din zona aia unde erau ei, disprețuiau pe toți veneticii, așa ziceau, nord-americani, ziceau de față de oricine altcineva. Bun. Bunică s-a fost colonel liberal, în fine. Și atunci ce vreau să zic? Eu cred că realismul magic, cel puțin în rețeta lui Marcheș, înseamnă, domnule, aici suntem în cele trei Americi, noi ne amestecăm, ne mai negrim, ne mai abăstrim, facem cum putem, dar ăștia nu vor, americanii. Și atunci și ei zic că ei sunt creștini, că ei sunt păhantătar. Și atunci el a zis, el fiind cumva socialist, a zis, domnule, dacă voi sunteți cu miracolul Betleemului, noi suntem cu magia Guarani, Nazca, Nahani, nu știu ce. Și cred că asta e treaba. Deci e un conflict. Ei se simt neacceptați de către americani și nu știu ce. Acum, noi românii, uite, și s-au apucat unii și alții să facă realismul magic românesc. Na, că trebuie să avem și noi, a noștri. Dar n-au gândit. Pe noi, în schimb, americanii ne mai acceptă. Dar noi românii avem o problemă. Noi suntem un popor roman, latin, și să zicem că te duci și te căsătorești în America. Ești fată, ești băiat, te căsătorești cu cineva acolo. Și te căsătorești cu una din aia, știi, roche de muselină, cum erau soțiile lui ăia, din vagon, care coborau și nu știu. Deci vreau să spun că e una din asta, știi, o clanăriță. Dar tu ești român. Tu n-ai bai față de... Românul ăsta e chestia, fiind popor latin, era Scipio African, era cu tare și cu tare. Și atunci la aia nu se le convine, pentru că tu, pe tine nu te interesează că aia e quarterin
sau mai știu eu ce. Tu, bă, uite, știi și după aia ai tu 17, ai 18 ani, mergi la părinți, mamă, tată, bunici, bunei, vreau să mă căsătoresc. Cu cine? Cu Ana. Păi cum? Și atunci se ajunge că asta se întâmplă și după aia comunitatea e nemulțumită. United Fruit. Și zice, tu Black Cadillacs. Adică, băi, vezi că ești cam prea negru ca să te mai joci cu noi. Și, no, într-un fel, putem spune, și eu am lăsat, știi, pentru că acolo zicea că dacă te mai miști, zicea bunica, sau să vină Lanzarote și nu mai știu cine, Margareta. Și atunci n-am mai citit, știi, că nu mă preocupă, eu sunt cu credința. Din păcate, las și pe Marcheș l-am lăsat în 2-3 mișcări, că nu vreau să vină Lanzarote și Margareta, știi, peste mine. Și asta este. De ce el nu a zis, băi frate, fiți pocăiți, nu? Americanilor. El a zis cu totul și cu totul altceva. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă ce se întâmplă cu banii lui Călin la mare, uniți de mea. Se decartează toate de pe... Bine, nu se prea întâmplă așa, dar așa, teoretic, decartează toate de pe ăsta și pică. Atunci ce mai citim? Marcheș? Borges?